ziua și bun găsit la știri! Miercuri, 2 martie, președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, însoțit de o delegație specială a FRF, a fost prezent în județul Vâlcea. Aici, Burleanu s-a întâlnit cu conducerea Asociației Județene de Fotbal Vâlcea, cu președintele Consiliului Județean și cu reprezentanți ai unor cluburi locale. În data de 2 martie a avut loc o întâlnire între președintele Consiliului Județean Vâlcea Constantin Rădulescu și președintele Federației Române de Fotbal Răzvan Burleanu. Aceștia au dorit să discute în special despre fotbalul juvenil. A fost o zi importantă pentru că vizita domnului Burleanu înseamnă mult pentru județul Vâlcea, județ în care Consiliul Județean știți foarte bine că a derulat și derulează programe importante pentru educație, cultură, tineret și sport. Sprijinim fotbalul vâlcean și nu doar la nivelul pe care recent l-am anunțat cu echipele de Liga 3-a, care fiecare primește câte 100.000 de lei de la Consiliul Județean și echipa din Horezu și cea din Dăiești, dar și echipa de la Costești. Ei bine, sprijinim prin proiecte comune cu Asociația Județeană de Fotbal, fotbalul la nivel de copii, de juniori, toate echipele de altfel din Vâlcea au primit, știți foarte bine, anul trecut echipament, anul acesta avem iarăși proiecte importante. Mă interesează foarte tare să avem o colaborare bună cu Federația Română de Fotbal. Un alt subiect important dezbătut de către cei doi a fost fotbalul feminin. Constantin Rădulescu este de părere că trebuie ajutate toate echipele, dată fiind situația complicată creată de pandemie. Domnul Burleanu are niște proiecte interesante, zic eu. Mi-a vorbit despre o echipă de fotbal feminin. Eu i-am explicat că momentan, mai ales cum a fost și cu starea asta de alertă, nu cred că mai este oportun să vorbim despre o echipă de fotbal a județului Vâlcea, ci cred că este oportun să sprijinim toate echipele de fotbal din județ și, evident, echipele de Liga 3-a. Și se pare că una dintre ele va merge în Liga 2-a. Și atunci ne vom concentra pe un lucru care deja este cert. Evident, și dumnealui are o preocupare pentru cluburile mici, la fel ca și noi, Consiliul Județean. Am găsit foarte multe puncte comune în ceea ce înseamnă strategia de dezvoltare a sportului și vom ține legătura. L-am asigurat pe domnul Burleanu că nu voi da niciun pas înapoi în a face aceste fapte bune pentru copii, pentru cei care trebuie încurajați să facă sport. Inspectoratul Școlar Vâlcea sare în ajutorul persoanelor refugiate din Ucraina care au venit la Vâlcea, oferindu-le șansa de a învăța limba română măcar la un nivel conversațional. Inspectoratul Școlar Județean și Casa Corpului Didactic Vâlcea organizează cursuri de limba română pentru persoanele refugiate din Ucraina care rămân în Vâlcea o perioadă. Inspectoratul Școlar Județean, în colaborare cu Casa Corpului Didactic, vine în sprijinul persoanelor refugiate din Ucraina și care staționează pe raza județului Vâlcea. Și începând de săptămâna viitoare, organizează la sediul Inspectoratului Școlar, lunea și miercurea, începând cu orele 15, cursuri de limba română de nivel elementar. Cursurile se adresează atât adulților cât și copiilor și au loc, începând cu data de 14 martie, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 30, în zilele de luni și miercuri, începând cu ora 15. Mi-aș dori ca informația să fie adusă la cunoștința persoanelor refugiate, să ajungă la persoanele refugiate, astfel încât să avem cât mai mulți participanți. Avem cadre didactice care fie au a doua specializare rusă, fie cunosc foarte bine limba rusă sau și ucraineană și se pot descurca astfel încât să putem să-i familiarizăm cu româna cel puțin de nivel elementar pe aceste persoane greu încercate. Avem deocamdată 9 persoane înscrise. Înscrieri se pot face telefonic sau pe WhatsApp la numărul 0762 623 101.
O afacere din Râmnicu-Vâlcea a fost premiată la gala Women in Economy Beyond Borders, organizată de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin. Este vorba despre hotelul Ramada, afacere deținută de către Andreea Marica. Marți 8 martie, de Ziua Femeii, a avut loc gala Women in Economy Beyond Borders, eveniment organizat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, CONAF. În cadrul acestei gale a fost premiat hotelul Ramada Râmnicu-Vâlcea, afacere deținută de Andreea Marica. Proprietarul Ramada și acționar principal la uzina mecanică Râmnicu-Vâlcea, Andreea a avut alături de familia sa viziunea de a transforma fostul hotel din centrul Râmnicului într-o franciză de succes, Ramada by Wyndham. A fost o investiție de 10 milioane de euro, atât de necesară pentru creșterea nivelului turismului în județul Vâlcea. A fost o seară plină de emoții. Am participat alături de alți oameni de succes, din toate punctele de vedere, oameni frumoși. Am fost și suntem profund onorați pentru acest premiu pe care l-am primit cu multă bucurie și recunoștință în numele întregii echipe Ramada. Este o muncă în ceea ce privește hotelul, restaurantul și nu numai, clar de echipă. O echipă care am sudat-o în timp, în ani, după principii și valori comune. Ce v-a impresionat cel mai mult în această gală și, în general, antreprenoriatul feminin? Faptul că oamenii s-au reunit împreună, deși vremurile nu sunt cele mai bune, să spun așa. Suntem într-o perioadă ostilă, într-o perioadă după o pandemie, ceea ce ne bucură să putem în sfârșit să îndrăznim să spunem după pandemie. E un nou început și oamenii renasc. Iar aseară s-a văzut lucrul ăsta, că toată lumea își dorește o schimbare. Magda Popescu, președinte CONAF Vâlcea, s-a simțit onorată să participe la această gală dedicată antreprenoriatului feminin, cu atât mai mult cu cât afacerea unei femei antreprenor din orașul pe care îl reprezintă a fost premiată. Am participat cu mare bucurie la această gală, prima după, practic după ridicarea restricțiilor. Sunt foarte fericită că, iată, de la Vâlcea, CONAF a nominalizat o femeie de afaceri, un antreprenor de succes, și anume Andreea Marica, cea care, alături de soțul ei, gestionează acest business Ramada Râmnicu-Vâlcea. A fost, într-adevăr, o gală plină de emoții, cumva ne-am revăzut după mult timp, în care toate conexiunile noastre erau online sau prin mesaje pe WhatsApp și a fost un moment, într-adevăr, să ne vedem cu oameni frumoși, cu oameni de succes, cu oameni care au reușit în businessurile lor și care timp de 2 ani cât a durat această pandemie și-au, nu numai că și-au ținut afacerile pe linia de plutire, dar au reușit să gestioneze lucrurile. Ramada, dacă e să vorbim despre Ramada, face parte din Horeca, da? Horeca fiind cel mai lovit sector din acest punct de vedere. De aceea cred că premiul acesta îi se cuvine cu atât mai mult cu cât, iată, timp de 2 ani de zile, standardele hotelului Ramada au rămas aceleași și businessul crește în continuare. De asemenea, președintele CONAF Vâlcea a ținut să transmită un mesaj tuturor femeilor care doresc să înceapă o afacere și au îndoieli. La început de business, cred că trebuie în primul rând, cred că trebuie să vrei. Este foarte important să vrei, iar mai apoi să fii tenace și să lucrezi zi de zi la visul tău. Acest lucru mi se pare cel mai important dintre toate, pentru că de atunci când ești perseverent, când muncești constant, rezultatele nu au cum să nu apară. Sigur, piedici există, legislative, de birocrație, de, nu știu, habar n-am despre ce business ar putea fi vorba. Pot să existe foarte multe piedici, dar dacă reușești să gestionezi lucrurile cu calm și să gândești pozitiv că soluțiile vor veni, până la urmă vor veni.
În fiecare an, pe 9 martie, este cinstită memoria celor 40 de mucenici care s-au jertfit pentru credința de nestrămutat în Hristos. Cel mai cunoscut obicei care se respectă în această zi este cel al preparării mucenicilor colaci care se dau de pomană. Martie este o lună bogată în sărbători și tradiții. Dacă pe 7 martie a început postul Paștelui, pe 9 se pomenesc cei 40 de mucenici, soldați creștini aflați în slujba împăratului roman Licinius în jurul anilor 300. Pomenirea celor 40 de sfinți mucenici din Sevastia este în spiritul credinței supreme pentru care aceștia s-au sacrificat în numele dragostei purtate lui Iisus Hristos. Cei 40 de mucenici din Sevastia, cetatea Armeniei, tradiția spune că au existat acești 40 de mucenici care propovăduiau numele lui Iisus Hristos și care pe vremea împăratului Licinie au fost obligați să se închine la idoli. Refuzând acest lucru, aceștia din ordinul împăratului au fost scufundați într-un iezăr. Se spune că era o vreme, o iarnă geroasă, friguroasă, cu un vânt puternic. Aceștia au fost dezbrăcați și scufundați în acel iezăr și puși soldați să-i păzească să nu cumva să iasă. Tot legenda menționează că la orele 3 noaptea o lumină puternică s-a bătut asupra lor cu o căldură specifică verii și a încălzit pe aceștia. De furie că s-a întâmplat acest lucru, împăratul a ordonat să fie scoși și să li se zdrobească cu ciocanele gleznele picioarelor. În semn de respect și aducere aminte pentru jertfa celor 40 de mucenici, gospodinele gătesc colaci pe care îi dau de pomană. În funcție de regiune, mucenicii sunt colaci în forma cifrei 8 sau covrigei mici și fierți în apă cu zahăr, cu scorțișoară și nucă. Din această legendă, oamenii au început să mențină o tradiție, tradiția copturilor de diverse forme care se împart la biserică în această zi și care se împart în memoria acestor 40 de mucenici. Tot asta se spune că bărbații este bine să bea 40 de pahare cu vin. În această zi, mai ales la sate, se respectau și alte obiceiuri. În tradiția populară există superstiția ca oamenii să, femeile, gospodinele în special, să afume în jurul casei, în jurul gospodăriei și toate anexele din gospodărie și în special pe copii, din două motive. Unul, să nu fie mâncați de pureci vara și al doilea motiv era cel legat de faptul să nu fie mușcați de șerpi. O altă tradiție îi viza tot pe copii, se făceau focuri, se ardeau gunoaiele și resturile din curte, lemne, coceni, ce existau, din două motive. Unul era legat de faptul că se dorea să vină primăvara cât mai repede, să se încălzească pământul, să atragă cumva căldura, și al doilea, copiii erau puși să sară peste acest foc și să se afume pentru a fi sănătoși tot anul. Tot la sate se obișnuiește ca în această zi, înainte de a închina cele 40 de pahare de vin, bărbații să iasă la arat pentru ca anul să fie îmbelșugat. Știrile se opresc aici, urmează analiza zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine dimineață la ora 7. O după amiază plăcută vă doresc. La revedere!